numesc Guța Andrei, am 27 de ani, locuiesc în Sibiu. Ca și domeniul de activitate am studiat ingineria instalațiilor. Am descoperit Profit Point undeva prin anul 2020, exact când era perioada pandemiei. Mi-aduc aminte și acum că în acea perioadă am fost carantinat, apoi izolat, iar carantinat în anul respectiv și Profit Point a venit, nu știu, ca o completare la ce începusem deja. Descoperisem mai înainte cărțile de la Robert Kiyosaki și aici aduc în discuție Tată Bogat, Tată Sărac și acea idee de a face banii să lucreze pentru tine mi s-a părut extraordinar, doar că nu știam cum să o materializez. A apărut o parte de o reclamă, un anunț pe Facebook legat de Profit Point și ca și nivel de educație financiară, cred că au pornit în timp pe măsură ce am vrut să materializez acea dorință de a face banii să lucreze pentru tine. În timp ce dormi, e ideal. Ulterior am descoperit că e posibilă treaba asta cu ajutorul Profit Point. Mi s-a părut extraordinară ideea, mai ales faptul că a fost online și pentru mine atunci, stând de acasă, a fost un lucru extraordinar, prin simplu fapt că nu mă mai deplasam ca și înainte la cursurile clasice. Mie mi-a plăcut foarte mult treaba asta cu online și calitatea informațiilor, nu pot să zic că nu am auzit de ele, de o parte dintre ele, așa, doar că mi-a plăcut și aduc în discuție ideea asta de libertate financiară, independență financiară și haos financiar. Și cred că la vremea respectivă eu vroiam, eram undeva la baza muntelui și vedeam vârful și ziceam, da, eu acolo vreau să ajung, dar nu știam cum. Și eram în haos financiar. Practic, cheltuielile mele depășeau veniturile. Legat de asta cu de prețul primului curs de avansați, am văzut multe videoclipuri pe internet. Ce ai face dacă aveai X bani? Cum să faci prima investiție? Aș spune faptul că cea mai bună investiție e cea în tine și asta am realizat prin primul curs de avansați. Legat de prețul lui, la vremea respectivă nu mi s-a părut o sumă exagerată. Primul curs ți arată ca și cum, nu știu, te-ai uitat prin gaura unui zid și vezi un peisaj extraordinar. Problema e că primul curs ți arată o găurică. Așa. Și după aia ca să extinzi găurica, adică universul cunoașterii și ca să zic așa, de educație financiară, trebuie să practici, trebuie să studiezi în continuu. Dar e ok să vezi cam ce, și asta am apreciat la curs, cam ce poți face. Unde poți să ajungi, cum poți să obții lucrurile astea. Pot să spun că timp de mai bine de 10 luni nu m-am confruntat cu multe stări. Eram, da, treaba mergea, randamentul era constant, eram mulțumit. După aia, în astea 10 luni, următorul sentiment cu care m-am confruntat a fost ok, vreau mai mult. Și de asta ziceam mai înainte că trebuie studiat continuu. Eu m-am oprit între timp din partea asta. Am văzut că treburile merg și am vrut mai mult. Și atunci am modificat setările și am încercat să fac eu ce am crezut eu că-i dă cuvință. Și am devenit lacom și am vrut mai mult și mai mult. Și partea asta a sărit din parametrii inițiali, ceea ce a dus la o pierdere și după aia a dus la anxietate, la frică. Aș spune că partea asta de gestionare a emoțiilor are un rol fundamental în educația financiară. Acum, ulterior am văzut că există ceva de genul și din discuția cu trainerul meu, am văzut că există și sprijin pe partea asta și cât de curând o să particip pe partea asta de gestionare emoțională. Am văzut că aveți în componență un psiholog care efectiv cu partea asta se ocupă, ceea ce e un lucru extraordinar.
E mare lucru să intri într-o comunitate unde există interese comune, și anume analiză financiară, analiză fundamentală, nu știu, unde care fiecare cere sprijin și fiecare poate să colaboreze cu ceilalți. Și legat de partea asta, mi se pare esențială. Și mi-a plăcut foarte mult faptul că discuțiile se purtau pe Telegram, exista acel grup în care se practic era o îndrumare, ni se arăta în fiecare luni, era la început partea de analize, în care noi urmăream, la început înțelegeam și după aia am început să urmărim, da, uite, putem face și lucrul ăsta. Deci mai mulți oameni cu aceleași interes, ce fac parte dintr-o comunitate, e ceva fundamental, mai ales în domeniul ăsta. Există un scop care am idee cum să-l obțin, am un target, pot să-mi fac un plan, pot să văd că fiecare bănuț, fiecare euro, fiecare leu investit pe termen lung prin partea de dobândă compusă lucrează pentru a ajunge la scopul respectiv și am ajuns la concluzia că nu contează neapărat cât de mult câștigi, contează ce randament ai și ce faci cu fiecare bănuț al tău, adică gen să pui fiecare leu deoparte. La început, da, am auzit de ele, mai ales de partea asta că bursa e un joc de noroc, că joci banii la bursă, nu știu, expresia în sine nu sună ok, joci banii la bursă. Normal că mulți oameni cred în astfel de speculații. Când vine, nu știu dacă pot să dau numele, vine Elon Musk și zice, gata, cu Bitcoin poți să cumperi Tesla. Pac, crește extraordinar. După aia se răzgândește, dă un twist. Nu mai pot să cumperi, m-am răzgândit. Normal că astfel de lucruri și am observat o chestie interesantă, că foarte mulți oameni în ziua de azi n-au nicio legătură cu educația financiară, n-au nicio legătură cu asta, dar în schimb urmăresc alți oameni care nici aia nu cred că au, dar urmăresc pe rețele, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, care dau hinturi. O să crească Dogecoin, că nu știu, s-a întâmplat un nu știu ce eveniment. Și se întâmplă la un moment dat și după aia se întâmplă o dată și de două, trei ori pierd. Normal că oamenii ăștia n-au încredere în astfel de piețe. Să ai o singură sursă de venit, indiferent de cât câștigi, de cât de nobilă e profesia în sine sau cât de high level e în societate, indiferent de domeniul de activitate, în ultimii 2 ani de zile toate lucrurile astea s-au schimbat. Lucruri, meserii care ani de zile n-au avut, au fost numai în creștere, ca și salariu. Meserii care ani de zile n-au fost neatinse. Să credea că sunt stabile. Odată ce ai o singură sursă de venit, ești dependent. Ești dependent de angajatori, ești dependent de stat, ești dependent de economie în lucrul ăsta. La fel ca și pe partea cu investițiile, trebuie să diversifici. La fel și partea cu sursele de venit. Deci o sursă de venit e un lucru extraordinar. Dar să ai două e binișor. Să ai trei, deja suntem la nivelul la care trebuie. Deci minim trei surse aș spune că e extraordinar. Cine nu va învăța până la finalul, nu știu, vieții, că foarte mult se bazează pe pensii, cine nu învață să pună o parte din cât câștigă deoparte și apoi să o multiplice, indiferent de ce investește, va munci pentru bani toată viața lui și va fi dependent. Și cred că scopul la toată treaba asta, de asta am urmat Profit Point, e să ajungi independent financiar. Primul lucru e educație, apoi gestionare și perseverență.